Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt gazda dumneavoastră, Rareș Niculescu. Tema emisiunii din această seară este Mic tratat de manipulare. Discutăm despre un set extrem de riguros de reguli de care se folosesc guvernele și nu numai pentru a manipula opinia publică. Este vorba despre decalogul Chomsky, atribuit unui celebru lingvist și activist american, Noam Chomsky. Alături de colegul meu, Victor Lungu, vom diseca cele 10 reguli ale decalogului și vom vedea cum se aplică fiecare dintre acestea în viața noastră de zi cu zi. Haideți mai întâi să vedem despre ce este vorba. Avram Noam Chomsky s-a născut în 1928 în Philadelphia, în Statele Unite ale Americii, și este un lingvist, filozof, istoric și activist politic american, profesor emerit în lingvistică la Massachusetts Institute of Technology. În lumea academică, Chomsky este cunoscut pentru faptul că a revoluționat întreg sistemul lingvistic modern. În afara lumii academice, Chomsky este foarte cunoscut în lumea întreagă pentru activitatea sa politică și pentru critica sa la adresa politicii externe a Statelor Unite, dar și a altor guverne. Este considerat și drept o persoană cheie în cadrul stângii politice din Statele Unite. Lui Noam Chomsky îi este atribuit decalogul Chomsky, cuprinzând 10 reguli de manipulare utilizate în societățile democratice. Cele mai importante dintre aceste reguli de manipulare spun că poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate. Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai națiunii. Sau că poporul trebuie să aibă o gândire care să nu îi permită sesizarea legăturii dintre cauze și efecte. Alte reguli ale decalogului se referă la necesitatea menținerii unui sistem de învățământ precar, la împiedicarea accesului la mijloacele de informare corectă și obiectivă sau la culpabilizarea poporului pentru problemele cu care se confruntă. România a înregistrat în luna mai cea mai mare rată anuală a inflației dintre țările europene de 4,6% față de o medie de 2% în Uniunea Europeană, a anunțat vinerea trecută Eurostat. Practic, Eurostat a anunțat nici mai mult, nici mai puțin decât sfârșitul petrecerii în România. Țara noastră este administrată prost și cheltuie prea mulți bani. Cu ce se ocupă între timp autoritățile de la București, discutăm în continuare. Bună seara, Victor, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Cetățenii ar trebui să urmeze cursuri de autoapărare intelectuală pentru a se proteja de manipulare și de control, spune Noam Chomsky. Noam Chomsky. Dacă mai de să... Deci decalogul lui Chomsky exista pe vremea când Chomsky se năștea. Face parte din acel manual al KGB-ist, al tânărului KGB-ist, care știe cum să folosească aceste 10 porunci, ca să spun așa, ale manipulării, pentru că asta îi învățau pe ei. Alexander Vakulovski scrie o carte foarte bună despre manipularea maselor, în care există deja aceste 10 porunci, ca să le spun așa. Cetățeanul trebuie să învețe un singur lucru, că tot ceea ce aude trebuie să raporteze la cei în jurul său. Dacă el e mulțumit cu ceea ce aude și e mulțumit cu ceea ce vede în jurul lui, atunci totul e perfect. S-ar putea să nu facă parte din manipulare. Dar de obicei cetățeanul reacționează, este foarte reactiv, pentru că tot timpul este ocupat. Dacă mulți uită cum pe vremea lui Ceaușescu aveai locul de muncă într-un loc și dormitorul sau casa în celălalt loc. Și între timp te țineau frumos pe drum, acum te țin în trafic, dar atunci nu-ți venea tramvaiul sau troleul la timp. Și când venea, trebuia să înghesui acolo și singura ta preocupare era să nu cazi de pe scară, înțelegi? Și la întoarcere trebuia să te gândești, bă, pâine de unde iau că e pe cartelă, mâncare de unde iau să duc acasă pentru că e pe rație. Deci mintea ocupată se poate ține prin diverse mijloace. Fie represiv, cum făcea regimul comunist, în care toate lucrurile erau îngrădite prin diminuare. Deci aveai 10 oameni, le dădeai ca pentru 5. Fie poți să-l ții ocupat mărind doza de informație. Deci eu dacă arunc peste tine o găleată plină de informație, din acea găleată plină de informație, tu s-ar putea să nu mai decelezi care este realitatea. Și aici intervin două teorii
foarte teoria zgomotului de fond, care e ca și cum ai acoperi o stradă cu apă și atunci nu se mai văd găurile. Și teoria orizontului de așteptare, care vine în întâmpinare. Și atunci, la un moment dat, tu ai cele două teorii, se întâlnesc aici, într-o plajă foarte scurt, îngustă, în care sunt foarte, foarte multe informații. Tac, 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 și se mișcă ele acolo, brownian, și lumea nu mai are timp să le judece, să le înțeleagă, să le perceapă. Deci, eu, la ora actuală, n-am autostrăzi. Discut despre autostrăzi? Nu. Discut despre modificarea codurilor penale. Ok, îți propun să vedem care este prima dintre cele 10 reguli stabilite de Noam Chomsky. Mintea ocupată. Distrage în permanență atenția publicului, ține-l deoparte de, adevăratele probleme sociale și captează atenția cu subiecte fără importanță. Categoric. De aia s-a inventat, de exemplu, sportul, să spunem. Fotbalul. Deci nu mai există decât fotbal. A doua regulă. Creează probleme și apoi oferă soluții. Circ. Această metodă se mai numește și problemă, reacție, soluție. La început se creează problema sau situația prevăzută pentru a suscita o anumită reacție din partea publicului. Dar noi discutăm pentru despre probleme tocmai false, de aceea, nu? Acesta să ceară măsurile mai dinainte stabilite pentru a fi acceptate. Deci, care este cel mai mare exemplu de manipulare pe care l-ai întâlnit până acum în cariera ta de jurnalist? Deci tu gândește-te, eu încep să vorbesc în spațiu public despre faptul că s-ar putea să fiu nevoit să eliberez deținuții din închisori pentru că Uniunea Europeană îmi spune că sunt condiții improprii și că noi de fapt în închisori și că noi de fapt plătim foarte mulți bani către după procesele pierdute la CEDO și că acei bani am putea folosi să facem grădinițe, școli, chiar autostrăzi. Ei, întâi spun despre treburile astea, după care încep și arunc pe piață statistici, dar oricum de la început e o minciună, pentru că Uniunea Europeană nu ne-a spus nouă că trebuie să scoatem oamenii din închisoare. Uniunea Europeană nu ne-a spus nouă că trebuie să le dăm la 3 zile petrecute în condiții improprii una liberă, adică să le reducem pedeapsa. De fapt, în mod mascat, ei urmăreau să facă o grațiere colectivă, dar nu puteau să zică grațiere colectivă, pentru că de partea cealaltă venea presiunea străzii, cum ar veni, alt gen de manipulare. Când tu ce s-a urmărit din această intenție? Grija față de omul în obișnuit, caz. Aflat în închisoare? Dar nici sau măcar de ăla aflat în închisoare, ci ai dat o chestie de care au beneficiat cei care trebuiau să beneficieze. Arunci 1000 de oameni în stradă, pentru unul. Cam asta a fost. Sau doi, sau trei, da? Cine a ieșit afară? Voicu, nu? Băiatul ăla cu cele două capete ale... Cătălin Voicu, cu cele două capete ale tubulaturii. Cine a ieșit afară? Pe opoziția astăzi către partidul aflat la guvernare, o persoană s-a cocoțat în fruntea partidului și dă ordine ca Ceaușescu, zice Stelian Ion de la USR. Bun. Deci dă ordine. Este clar că de la începând cu Victor Ponta, deci ca să nu, de fapt începând de mai de mult, lumea uită că noi de fapt acum asistăm la apogeul unui proces început câinește și pășit încet de acum aproape 10 ani. Vârful de lanț de deci momentul în care s-au rupt lanțurile de iubire dintre politicieni și justiție, care până atunci justiția era destul de moale, ca să spun așa, a fost momentul în care Adrian Năstase a luat-o în freză și a fost condamnat și judecat. Este momentul în care se iscă tot iureșul, pentru că nimeni nu se aștepta sau fiecare și-a pus problema ca la regula de 3 simplă a penalului. Dacă Adrian Năstase cu relațiile pe care le-a avut, dacă Adrian Năstase cu banii pe care a putut să-i furgăsească, dacă Adrian Năstase care a condus țara cum a vrut el, a putut o să o ia în freză în halul acesta de la justiție, eu care sunt mai amărât decât Adrian Năstase, cu cât mai mult am să o iau. Și atunci sistemul a început să... Sistemul, politicienii, sponsorilor, oamenii care știau foarte bine că au lucrat din 1990 încoace, dându-și legi în propriul lor interes. Care au lucrat din 1990 încoace, acapărând toate mijloacele fixe și nefixe ale, cum erau denumite, bunul întregului popor, adică tuturor și a nimănui, pe care și le-au însușit. Începând de la patrimoniul... Este foarte important ca oamenii să înțeleagă și despre ce vorbim.
Noaptea ca hoții, codul de procedură penală a fost adoptat ieri seara la ora 22 de Camera Deputaților. Printre modificări, care sunt prea multe ca să le analizăm acum, instanța de apel nu mai poate să dea o pedeapsă cu condamnare unei persoane care a fost achitată în primă instanță, decât dacă apar probe noi. Adică, dacă o instanță pronunță o hotărâre de achitare, instanța superioară nu poate schimba acea hotărâre decât dacă apar probe noi, chiar dacă sentința inițială a fost, ca să folosim un termen la modă, paralelă cu legea. Cu alte cuvinte, nu trebuie să dai șpagă decât la judecătorie. Mai departe, soluția nu se poate schimba, chiar dacă este complet în afara legii. Opoziția spune, de astăzi, România este un rai al infractorilor. Cum s-a ajuns la această situație? Cum s-a construit opinia publică? Deci am o imagine și pe aia să spun de ce un pic e falsă această afirmație. Deci, din 90 încoace, lumea să înțeleagă că această societate a justiției sau a claselor sociale care s-a creat după 90 este ca un zigurat. Și pe fiecare platformă s-au cățărat băieții pe legi. Legi pe care și le-au dat în interes personal. După ce legile au fost folosite ca să ajungă toți pe o platformă, le-au tras, le-au retras. Pentru că asta se întâmplă. Legea este valabilă sau produce efecte și dacă un minut intră în vigoare. Aduceți-vă aminte de bancruta, de incriminarea bancrutei frauduloase pe vremea Convenției Democratice, când dintr-o start s-au șters toate hoțiile de la bănci. Da? Și acum, de ce e fals? Un pic fals, pentru că eu, din experiența pe care o am cu procurorii, un procuror va face în felul următor, va păstra din probe, va păstra din martor, pentru, așteptându-se probabil la o achitare sau la o mânărie, își va ține undeva într-un sertar, dar dintr-o dată ei îndeamnă la vicierea sistemului de judecată, pentru că acea probă ținută de procuror, acel martor nescos la timp în primă instanță, nu prea e corect din punctul de vedere al aplicării legii. Ați trecut o lege în avantajul șefului dumneavoastră direct, da, spune opoziția către PSD ALDE, referindu-se la faptul că noua modificare a codului de procedură penală prevede, printre altele, că revizuirea hotărârilor judecătorești definitive este posibilă dacă soluționarea cauzelor nu este semnată de judecătorul care a participat la proces. Da, este cu dedicație, pentru că Livia Stanciu sau care dintre judecători n-a mai semnat respectivul proces verbal, că între timp a fost transferată la o instanță superioară. Bun. Pot să o iei și invers. Că, domnule, în câți ani are dreptul un judecător să semneze o decizie? Dar ea nu mai avea dreptul să semneze, pentru că nu mai făcea parte din parchet, din instanța respectivă. Aici este bubă și dintr-o parte și din alta. Cum a fost lucrată opinia publică? Cum s-a construit acest demers până când s-a ajuns la modificarea codului de procedură penală fără niciun fel de probleme în acest deci moment? Din 2012 au făcut în felul următor. Nu uitați că Victor Ponta a spus că noi, ce a zis-o din 2004 sau din 2005, când era tânăr pe lângă Adrian Năstase și a spus nu vom avea niciodată puterea până când nu vom avea justiția. Deci, gândiți-vă Cătălin Voicu, despre care vorbeam, cel care spunea că el, ca ministru de interne, poate să controleze cele două capete ale tubulaturii. La tubulatură, referindu-se la închisoare și la tot sistemul, intri în arest, din arest intri pe mâna procurorului, de mâna procurorului pe a judecătorului și pe aia sfârșești frumos în închisoare dacă ești vinovat și sau dacă ei pot să manipuleze cumva respectiva sentință. Ori spunea el, Cătălin Voicu, eu pot controla foarte bine ancheta penală și pot controla foarte bine judecătorii. Păi, unde e echilibru? Deci n-avem puterea până n-avem justiția. Și băieții din 2012 cel puțin se muncesc să pună justiția în genunchi. Nu că justiția s-ar fi hărnicit să nu stea în genunchi, pentru că acum noi uităm un lucru esențial. Din 4 în 4 ani ne tot bucurăm că ai noștri le-o dau în cap la el lor. Indiferent cum ar fi. Deci noi din 4 în 4 ani am făcut telejustiție. Din 4 în 4 ani n-am avut altceva decât să vedem cum cei care au pierdut puterea devin dintr-o dată vinovați și aflăm cu stupoare că au creat prejudicii acum 4 ani, acum 5 ani. Dar
Întrebarea corectă este de ce aflăm după 4 ani, de ce aflăm după 5 ani, dacă s-a pornit un proces cândva, de ce nu, acel proces n-a fost pus sau dat în vileag de atunci, când omul era la putere, de frică? Dintre toate manipulările post-revoluționare, de departe, cea mai mare este cea a statului paralel. Haideți să vedem, într-un scurt material pregătit de colegii mei, ce este cu acest stat paralel și cum ne schimbă el viața, în bine sau în rău. Acțiunile din ultima perioadă ale statului paralel și ilegitim, disimulate sub așa numită luptă anticorupție, au drept scop, evident, hărțuirea și, în ultimă instanță, decapitarea puterii politice legitim alese, pentru că aceasta nu-și poate îndeplini programul de guvernare angajat în fața electoratului. Se mizează astfel pe faptul că un eșec în realizarea beneficiilor pentru cetățeni din programul de guvernare va diminua șansele în viitoarele scrutine electorale pentru cele două partide politice ale coaliției de guvernare. Așadar, din dorința de a obține controlul asupra puterii politice, statul paralel și ilegitim adoptă o conduită antinațională și anticetățenească, fiind dispus să blocheze toate politicile publice de creștere a veniturilor populației, de creare de locuri de muncă, de susținerea capitalului autohton sau de reformarea justiției. Partidul Social Democrat constată lipsa de reacție complice a președintelui României în ceea ce privește numeroasele încălcări ale Constituției, comise de exponenții statului paralel și ilegitim, începând de la exercitarea unor presiuni asupra puterii judecătorești și până la sfidarea Parlamentului cu încălcarea deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale. Tolerând toate aceste abateri grave de la litera și spiritul Constituției, președintele României încalcă una dintre principalele sale atribuții, respectiv aceea de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților sale. A fost Marian Neacșu, secretar general al Partidului Social Democrat, explicând ce este statul paralel. Ne întoarcem la discuția noastră. Iată, Victor, ce face statul paralel? Comite abuzuri grave. Dar ei sunt statul paralel. Ei vrea și să controleze discreționar puterea politică și judecătorească. Deci revin și spun. Statul paralel sunt ei. Deci, statul paralel sunt aceste partide politice care, până la o lege corectă a partidelor politice, mai ales a banilor care intră într-un partid politic, ei au controlat tot ce au putut să facă. Și știm foarte bine că atâta vreme cât nu există transparență pe banii care intră în partid, pe modul în care se accede în ierarhia unui partid, noi totdeauna, ca jurnaliști, am pus problema că banii vin de la sponsor. Care sponsor, când câștigă puterea, primesc contracte grase cu statul, din care dau înapoi, ceea ce s-a și dovedit în nenumărate procese, care, vă rog, sunt făcute de statul paralel ca să ne arate nouă că ăștia furau și își dădeau parandărătul. După aia, cei care acced în funcții, acced pe slugărnicie sau pentru că cineva dă un ban ca să stea ei mai în față. Spicuiesc în continuare din rezoluția Partidului Social Democrat privind statul paralel. Acțiunile statului paralel sunt disimulate sub așa numită luptă anticorupție. Statul paralel urmărește hărțuirea și decapitarea puterii politice legitim alese. Dar cine a inventat PNA-ul, ca să zic așa, nu năstase? Nu vi se pare, dintr-un discurs al lui Ceaușescu, desprins această frază? Dar bun, deci aici avem dușmanul intern și dușmanul extern. Este una din definițiile foarte clare ale discursului de înfierare de tip comunist, în care, în primul rând, trebuie să identifici dușmanii externi. Niciodată din interior nu există reavoință. Oamenii ar vrea să fie culanți și amabili și să nu există statul paralel. Dar dușmanul extern creează statul paralel și îl creează cu ajutorul cozilor de topor. Haideți să vedem și a treia regulă lui Chomsky și să mergem mai departe cu discuția noastră. Până atunci, încă o idee tot din rezoluția PSD. Care este obiectivul statului paralel? Ca PSD să nu-și poată îndeplini programul de guvernare. PSD nu o să-și poată îndeplini programul de guvernare cu inflația pe care o au, cu faptul că roborul e crescut cât făt frumos, te doare capul. Adoptă o conduită antinațională și anticetățenească statul paralel. Da. Este dispus să blocheze toate politicile de creștere a veniturilor populației. Să te duci în fața unui avem pe ecran acum o altă față a statului paralel. Imediat după lansarea acestei rezoluții a PSD, a apărut un site internet www.statulparalel.ro care
dă niște definiții inedite ale statului paralel. Statul paralel este compus din toți politicienii și toți demnitarii care te fură și care apoi îți râd în față. Ce am spus și noi. Următoarea definiție. O citești tu? Statul paralel sunt cei care își bat joc de tine, de viața ta, de munca ta, de banii tăi. Ce am spus statul și noi? Paralel este statul hoților care îți fură viitorul. Statul paralel este statul politicienilor care îți promit că îți va fi mai bine, dar de fapt întotdeauna le este doar lor bine. Păi, dar nu teoria porumbelului, nu? Când ți-n palmă ciugulește, când ea deasupra te găinățează. Când stăm să intrăm în campania electorală, suntem cei mai buni cetățeni de pe lumea asta, după ce și-au văzut saci în căruță, suntem ultimii oameni, nici nu ne mai cunosc. Și puneam întrebarea, ce-i mai anticetățenesc decât un funcționar în spatele unui ghișeu plictisit de munca lui? Plictisit efectiv de munca lui, în care te duci tu să te umilești și el îți râde în nas. Statul paralel este dispus să blocheze toate politicile de creare de locuri de muncă, de susținere a capitalului autohton. Păi da, n-au promis ei din 2012 că fac 1 milion de locuri de muncă. Unde sunt? Și bomboana de pe tort, statul paralel este dispus să blocheze toate politicile de reformare a justiției. Da, păi statul paralel. Deci ei pun frână și talpă de atâta vreme justiției. Adevărul că și cei din justiție au probleme majore. Pentru că să nu uităm niciodată că nimic nu s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, n-ar fi existat judecătoare de tipul Iubăreț cu care s-a încurcat Borcea, nu? Sau judecătoare care umblă bete la volan, după care scoase basma de curată de alți colegi de-ai lor judecătorii. Și judecătoare care stau și vorbesc în lift despre mită, că în lift nu le ascultă nimeni. Dar după aia iarăși au fost scoase basma curată. Deci, haideți să fim serioși, avem foarte multe probleme. Prima problemă, din punctul meu de vedere, și vorbesc acum ca un jurnalist care am trecut prin multe etape ale reformei justiției. Primul lucru de pus și de întrebat este de ce procurorul, reprezentantul statului, nu este de fapt avocatul statului. De ce nu reprezintă statul ca un avocat de la nivelul parchetului, așa cum îi se spune? De ce trebuie să intre el pe aceeași ușă cu judecătorul? De ce până acum 5-6 ani trebuia să stea la masă cu judecătorul în stânga sau în dreapta lui? Oricum și acum stă la aceeași înălțime și de multe ori își arogă ca atitudine posibilitatea de a judeca el și de a spune el ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. De ce au existat acele protocoale? Ce urmăreau ei cu ele? Iarăși, deci avem întrebări și putem discuta cât vrem. Nu ne ajunge timpul. Discuția noastră a pornit de la decalogul lui Chomsky privind manipularea maselor. Haideți să mai vedem încă două idei din acest decalog și să le discutăm în continuare. Strategia în degradeu, mai cunoscută drept teoria broaștei țestoase, pentru ca publicul să accepte o măsură inacceptabilă, este de ajuns ca aceasta să fie aplicată în mod progresiv, în degradeu, pe o durată de 10 ani. Dar ce am spus, nu? De la început, acum 10 ani a început acest război, încet, pe pași mici, adăugați. Strategia acțiunii cu date diferite, o altă manieră de a obliga publicul să accepte o hotărâre nepopulară, ar fi cea de a o prezenta ca dureroasă de necesară, obținând acordul publicului în prezent pentru aplicarea în viitor. Când am auzit pentru chestia asta cu dureros și necesar? Nu? Pentru când s-au tăiat salariile și pensiile. Pentru acest guvern este aproape imposibil să discutăm așa ceva, pentru că acest guvern practic nu face nimic. Singura discuție a acestui guvern este cea legată de statul paralel, care este practic prima tehnică de manipulare de care am vorbit astăzi. În schimb, ce să face... despre ceva ce nu există sau există, dar să arăți într-o direcție diferită. Deci este primul lucru pe care îl face orice manipulator. Cei mai buni manipulatori sau cei care ar trebui să fie cei mai buni manipulatori sunt persoanele de PR. Despre asta ar trebui să discutăm, cum de fapt manipularea în presă a început din momentul în care s-a inventat comunicatul de presă. Discutăm și despre aceasta după o scurtă pauză de publicitate. Să
Cava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate. În colecții din cele mai speciale, fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Cava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Revenim în direct la emisiunea În Vizor, alături de mine Victor Lungu. Am discutat până acum despre tehnici de manipulare și despre decalogul lui Chomsky. În continuare, domnule Lungu, care mai sunt tehnicile de manipulare din tolba partidului? Dacă statul paralel nu-și face efectul, ce mai este acolo în tolbă? De exemplu, referendumul pentru familie. Familie, dar bun, încă o dată. Primul gest al manipulatorului este să-ți creeze o problemă care de fapt nu există.
Deci, noi nu avem nicio problemă cu familia. Ea este foarte bine definită în Constituție, este foarte bine definită Haideți în lege. Haideți să vedem exact cum este definită în Constituție familia românească. Iată, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Condițiile de încheiere a căsătoriei se stabilesc prin lege. Spune Constituția la articolul 48. Exact. Și avem codul care în continuare, spune... codul civil, spune... noul cod civil, pe care îl vom vedea în curând pe ecran, spune căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie încheiată în condițiile legii. Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie. Pentru ce ar fi necesar un referendum? Ca să ne spună exact același lucru, dar noi de ce nu facem un referendum în care să stabilim lucruri care sunt arzătoare? De exemplu? Păi, de exemplu, punerea în aplicare a unui referendum din 2007, cerut clar de către Curtea Constituțională și care mai mult de atât a spus că nicio nouă lege a alegerilor și a partidelor nu se poate face până nu se rezolvă acea problemă cu referendumul din 2007. Și mi-aduc aminte de domnul Nicolicea, care atunci spunea foarte clar, nicăieri nu scrie că este obligatorie aplicarea acestor hotărâri și decizii a Curții Constituționale. Zice cu totul și cu totul altceva astăzi, nu? Același domn Nicolicea. Bun, asta e una. Legea partidelor, modul în care funcționează procurorii, dacă trebuie să mai fie magistrat sau nu trebuie să mai fie magistrat. Haideți să mai vedem pe ecran câteva din principiile lui Chomsky și între timp ne continuăm discuția noastră și vă rog să nu vă pierdeți ideea. Despre educație ar trebui să discutăm. Pentru că educația este prima chestie. Dar, vezi, statul te vrea prost. A face apel mai mult la partea emoțională decât la gândire este o tehnică clasică pentru a opri analiza rațională și deci simțul clasic. Pentru asta trebuie să ai oameni needucați și ușor emoționat. Da? Statul te vrea prost. Și ce facem când nu găsim o altă temă de manipulare? Inventăm un dușman. Dar bineînțeles. Dar mai inventăm ceva, pentru că ei atâtea legi de reglementare a vieții în spațiu public dau, unele total inutile, încât de fapt statul înlocuiește acest statul te vrea prost cu statul te vrea infractor. Deci atâtea norme și norme de aplicare a normelor sunt și atâtea chestii care se schimbă fără să aibă o predicție în codul fiscal, în codul de procedură fiscală, în codul civil, în codul de procedură. Deci încât tu, în final, nici n-ai posibilitatea de a citi totul, deci stai iarăși ocupat cu prostii, în final ajungi exact la treaba asta. Că despre ceea ce nu vrei să fii. Guvernului PSD, păi, de NATO, departe cel Uniunea mai important Europeană, cu siguranță. Păi nu a spus Dragnea că NATO și Uniunea Europeană sunt cei care au sponsorizat statul paralel. Păi dar cât de nesimțit și de ordinar să fii ca să te legi de exact de oamenii care te-au scos din mizerie. Dar bun, e în practică, nu? Americanii, de exemplu, au avut planul Marshall pentru Europa, da? După război. Și cine sunt cei mai urâți în statele socialiste, deși ele se dau capitaliste? Nu americanii. Grecia îi vrea afară, Franța îi vrea afară, Germania îi vrea afară. Un loc cu totul și cu totul special în rândul dușmanilor guvernului PSD ALDE, George Soros. Adevărul că după ce a dat 25 de lei de cățel ca să iasă la manifestații, chiar că... Cred că este o gravă discriminare între cățel și pisică. Deci pisicile nu le-a plătit și aici ar putea să existe o discuție despre cât de democrat este Soros. Nu doar în România, omul de afaceri George Soros este inamicul public numărul 1 al guvernului. Nu doar în România, ci și în țara vecină, Ungaria. Vedem acum un fragment dintr-un adevărat spectacol făcut nu demult de Victor Orban, cu George Soros în rolul principal. Domeniul în care pare să funcționeze cel mai bine strategia lui Chomsky este însă cel al educației și vom reveni la acest subiect. És itt van az európai ideológikus értelmiségnek az a fajtája is, amely állandóan Európa átalakításával kísérletezik. Jól fejlett példánya ez utóbbinak az a magyar soros szervezeti aktivista, aki azt találta mondani, idézem, hogy szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzánk, akik jobbak, mint a hazai népesség. Egy ideig nem értettem. Ideig nem értettem, miért mond valaki ilyen nyilvánvaló szamárságot. Hiszen nyilvánvaló, hogy mi magyarok a migránsokkal összevetve
képzettebbek, iskolázottabbak és munkaképesebbek vagyunk. Nyilvánvaló. Aztán a napokban a soros hálózat egyik fő ideológusa, az Európa Tanács emberjogi főbiztosa elkottyantotta, hogy titokban már évekkel ezelőtt meghirdették a soros féle embertípus kitenyésztésének programját, ahogy ők szerényen mondják, ha én ki tudom mondani, homo sorosensus, ami magyarul annyit tesz, soros féle embertípus. Iată așadar, homo sorosensus. Ce da, nu, deci, dacă ai observat, toți au mândria de a fi ceva și de a fi mai bun decât ceilalți. Deci, în același timp, spunem, suntem cei mai ospitalitieri și cei mai toleranți. Și în același timp, cum și-a permis ăla să spună că altul ar fi mai bun decât mine? Păi, dar nu e un principiu al ospitalității să zici că cel care îți vine în ospeție e mai bun decât tine, că de-aia îl găzduiești. Dar noi suntem români, uite-te, noi suntem maghiari, noi suntem maghiari. Auzi, cântând frumos aceeași melodie pe Orban. Deci, întotdeauna această râcă între UDMR și PRM n-a existat, sau UNPR, n-a existat. Ei și-au creat unii altora scară ca să se cațere pe tricolor fiecare să ajungă în Parlament. Un alt dușman al guvernului nostru, multinaționalele. Domnul Dragnea spune, și-au scos angajații în stradă pentru că măsurile luate de guvern le împiedică să facă profitul uriașe. Dar vezi că în prostia lor cum se bat cap în cap declarațiile, pentru că ministrul său de la drumuri spune că de-aia nu ne fac nouă autostrăzi, că ar pleca multinaționalele. Păi faceți-le, bă, dacă-s dușmanii noștri, faceți naibii autostrăzile să se care multinaționalele, exact cum ne-a spus. Deci măcar nici atâta inteligență să fie consecvenți în declarații nu au. Mai spune tot domnul Dragnea să acționăm dur ca exemplu pentru multinaționalele care își bat joc de români. Afară, și în acest caz afară, este vorba despre o societate de asigurări care întâmplător a exprimat un punct de vedere legat de posibila sau potențiala eliminarea pilonului 2 de pensii, care între timp s-a confirmat. Da, păi cum? Să acționăm dur ca exemplu pentru multinaționalele care își bat joc de români. Pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dejeraia cu imperialist american credea ți-ar bomba în ocean. După aceea, pe vremea lui Ion Ilie Ciliescu, era aia cu boșorogii fără dinți, vor să ajungă președinți și ei n-au mâncat salam cu soră, apară cu toți din țară. Și iată, revenim la același discurs demn de pitecantropi, împotriva unora care ar vrea să ne facă ceva. Da, mă, de departe, cea mai... Ei ne-au furat. Cel mai bine funcționează dintre toate strategiile de manipulare pe care le-am enumerat, cel mai bine funcționează strategia guvernului de a menține poporul nostru într-o situație de educație precară. Și vă propun să urmărim un material despre acest subiect. Aproximativ 42% din elevii români de 15 ani sunt analfabeți funcționali, potrivit unui studiu al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale prezentat recent la Cluj-Napoca. Elevii pot să scrie și să citească, dar nu înțeleg textele asimilate. Analfabet social și funcțional înseamnă că elevii nu pot înțelege, nu pot exprima, nu pot explica ceea ce citesc, nu pot face mai mult decât operațiuni simple, mecanice, fizice. România are practic un nivel de analfabetism funcțional dublu față de media europeană. Rata abandonului școlar este de 19%, în condițiile în care specialiștii subliniază că doar a merge la școală nu este suficient și mulți copii vin la cursuri degeaba. De asemenea, în țara noastră, procentul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care se află în afara sistemului educațional, dar și fără o slujbă, este de peste 19%. Așadar, unul din 5 tineri români nici nu învață, nici nu muncește. La acest indicator, România se situează. Nu am reușit, din păcate, să trecem în revistă toate cele 10 reguli de manipulare din decalogul lui Chomsky, dar de departe, cea la care guvernul României are cel mai mare succes este cea privind educația. Care sunt concluziile tale, Victor? Păi, în ghiozdănelul fiecărui analfabet poate să stea numirea de prim-ministru, asta e deja cert, se vede, iar educația au distrus-o începând cu Ecaterina Andrunescu, sistematic, pentru că au avut nevoie în primul rând de o turmă de indivizi pe care părinții să-i trimită la facultățile lor de diplome. Cum spuneam, guvernul te vrea prost, guvernul te vrea infractor, guvernul te vrea sluga lui. Ori, atâta vreme cât pui
botul, ca așa se spune, la ceea ce îți spun alții, fără să încerci să judeci, dacă ai capacitatea să judeci, atunci ești sclavul perfect. Deci noi n-am ieșit din sclavie. Dacă așa, haideți să mai problemele... vedem și alte informații legate de educație. Avem câteva statistici care cred că sunt interesante pentru a le discuta în continuare în emisiunea noastră. De exemplu, în ceea ce privește învățământul primar, uite, numărul elevilor a crescut destul de bine în, în intervalul 2016 față de anul 2007. Da. În schimb, numărul sălilor de clasă a scăzut cu 12,4%. Deci, așadar, elevi avem, săli de clasă nu prea avem. Drăguț din partea noastră că n-am mai construit o școală, dar am construit Biserica Mântuirii Neamului. În același timp... Dar nici spitale n-am construit. În mediul urban, situația pare să fie mai îngrijorătoare. Numărul de cadre didactice este din ce în ce mai mic. În București, situația pare să fie într-adevăr gravă. Și în ceea ce privește învățământul superior, adică ce discutam noi de fabricile, mai bine, da. Iată că suntem printre ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul absolvenților de studii superioare. Să nu uităm că avem 4 milioane de români plecați din aceste 4 milioane, măcar nu mai bine stăm de... nici în ceea ce privește rata participării la educație sau instruire profesională. Suntem mult, mult departe de media Uniunii Europene, ceea ce rezultă foarte clar din graficul afișat pe care îl puteți vedea pe ecran. Păi, Floricica, dansatoare, ai norma de lucru pentru orice meeting. Hai să fim serioși. La ce ne trebuie nouă școli și spitale? Școli nu ne trebuie că oamenii trebuie să fie needucați, spitale nu ne trebuie pentru că oamenii trebuie să fie permanent îngrijorați de sănătatea lor, care oricum s-ar fi rezolvat cu prevenție, dar prevenția înseamnă educație, nu? Am mai discutat aici. Nu avem educația necesară în școli. Educație sanitară, educație financiară, educație juridică. Da, inventăm ora de religie și alte. Bun, e bună ora de religie, dar în ora aia de religie, dacă s-ar preda, să zicem, manualul, adică Biblia, acolo scrie foarte frumos despre cum trebuie să înveți, despre cum, ce trebuie să nu faci. Primele 10 porunci, măcar. Le sună măcar și a 5 aia noștri, cele să nu cele furi, să nu furi, să nu furi. Păi, statul paralel ascultă de aceste 10 porunci? Păi, statul paralel tot n-a reușit să-l identificăm, dar o să-l prindem și o să-i rupem picioarele, nu? Eu zic să le facă autostrăzi la ăștia din statul paralel ca să se care singuri. Și cred că în momentul în care prima autostradă românească se va întâlni cu o graniță din vest, va fi o surpriză foarte mare, știi? Cam ca la retragerea aureliană, un roman grăbit scria acolo ultimul să stingă lumina. Maghiarii ne-au anunțat deja, ceea ce cred că este o mare rușine pentru România, da, că ajung, mai vama. Sunt 20 de kilometri până când autostrada de la Budapesta până la Bocș va ajunge, da, în punctul nostru. Și noi mai avem 20 de ani și o să ajungem acolo. Deci uite, cifrele sunt identice. E cu 20 de kilometri, noi cu 20 de ani. Am încercat să discutăm astăzi despre tehnici de manipulare și despre decalogul lui Chomsky. Care sunt concluziile tale? Concluziile mele sunt următoarele. Să aibă mintea deschisă și să încerce să se uite exact cu ce am început să discutăm. Uitați-vă de jur împrejurul vostru. Vicămașa călcată, aveți bube pe piele. Ălea sunt importante, nu bubele altora. Între timp, bugetul agriculturii europene ar putea fi redus cu 12%. Dacă discutăm... Adică exact locul unde aveam noi absorția cea mai bună din tot ce a reușit să absorbă vreodată. Este doar un exemplu de subiect important pe care îl evităm în discuțiile publice, pentru că guvernanții ne aruncă praf în ochi și deturnează discuțiile publice către alte direcții. Păi, dar noi n-am mai discutat. Deci nu numai despre absorția fondurilor europene, care creează locuri de muncă, care aduc bani în țară. Noi n-am discutat și nu se discută despre toate distrugerile aduse sistemului de sănătate, de învățământ, de educație.
Mulțumesc, Victor. Încheiem aici emisiunea În Vizor. Am discutat despre regulile de care se folosesc guvernele și nu numai guvernele pentru a manipula opinia publică, stat paralel, referendum fără sens și cu final cunoscut și mai ales ținerea oamenilor în ignoranță, cea mai bună soluție pentru a-i putea controla. Ne revedem mâine la o nouă emisiune, de această dată o emisiune utilă destinată familiilor care au copii de vârsta admiterii la liceu. Veți afla totul despre această admitere care începe săptămâna viitoare de la Inspectorul General al județului nostru, Valentin Coibus. Sunt gazda dumneavoastră, Rareș Niculescu, pe mâine, la revedere! La Alma Natura în vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masă musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Restaurantul Livada este locul în care preparatele gustoase, vinurile bune și oamenii de calitate își dau întâlnire și creează o atmosferă prietenoasă. Meniul Livada include preparate semnate de șef Patricia Palieri, un răsfăț al simțurilor, o desfătare atât pentru ochi cât și pentru papilele gustative. Te așteptăm pe strada Clinicilor numărul 14. Poți să comanzi și acasă de pe www.restaurantlivada.ro. Noul nostru serviciu de delivery este prompt și eficient. Velt Imobiliare are acum 3 sedii primitoare pentru a-ți face viața mai ușoară atunci când cauți să vinzi, să cumperi sau să închiriezi o locuință sau un teren. Te așteptăm în Gheorghen pe strada Liviu Reblean 9, în centru pe 21 decembrie 24 sau în Florești pe strada Vramiancu 209. Velt Imobiliare. Căutăm împreună, reușim împreună! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect. Moț Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moț Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moț Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Deietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Cu ochii mari la pândă. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Bine te-am regăsit, Tiberiu. Bine v-am regăsit și eu, în alt spațiu, altă locație. Am venit astăzi la Tiberiu pentru a vorbi despre aliniamentul postural. Spune-mi, te rog frumos, ce înseamnă practic aliniamentul postural? Postural alignment este un concept creat de tot Tiberiu, cheamă Vintilăriu de la București, un prieten bun. El în sine este făcut pentru un program, este pentru zilele noastre în care stăm foarte mult la birou, stăm foarte mult în mașină și atunci nu mai avem activitate fizică cum aveam odată și atunci apar diferite probleme de spate, de genunchi, la nivelul shoulder-urilor, până și la nivelul umerilor, umerii aduși în față, capul, forehead și un pic. Și
programul în sine ajută foarte mult să redobândim postura noastră dreaptă, care, dacă avem o postură corectă, consumă mai puțină energie. Deci avem mai multă energie pe parcursul zilei să facem celelalte lucruri. Bun. M-ai pus la perete. De da. Ce? Este un panou. La acest panou facem evaluarea. În urma unei evaluări stabilim care sunt problemele pe care le vedem noi. Țin să precizez că nu suntem doctori. Este o altă alternativă la anumite probleme pe care le descoperim. În baza acestui panou urmărim niște linii, niște așezări la nivelul bazinului, la nivelul umerilor, gleznele, după care mai facem un mers și o coborâre în pilates. În funcție de aceste lucruri le analizăm într-un program și vedem care sunt problemele și de acolo personalizăm programul. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le observați? Cele mai frecvente probleme sunt ca și cum, adică ce se întâmplă și la o casă, dacă fundația nu este bună și casa are de suferit. Cel mai mult găsim la nivelul picioarelor, tălpilor, gleznele căste în interior, bolta plantară inactivă, genunchi aduși în interior, așa zisele scolioze, care nu sunt niște scolioze, sunt mai mult o deficiență musculară, o parte mai contractată, una e mai slabă, cifoze, lordoze și forehead. Și cum rezolvați aceste probleme? Pentru că, așa cum ai spus și tu, nu sunteți medici. În primul rând, e vorba de conștientizare, care e foarte importantă. E vorba de tensionare, de stretching și anumite exerciții fizice pe care le facem pentru a întări musculatura de care e nevoie ca să ne susțină poziția cât mai corectă. Dacă ai observat, de exemplu, o lordoză, există un protocol, niște exerciții pe care le lucrezi? Avem un anumit tip de exerciții pentru lordoză, să zicem, dar nu lucrăm. Lucrăm global, pentru că lordoza nu vine doar la nivelul spatelui, sunt anumite probleme și de cum mergem, dar fiecare e diferit și atunci ușor pe lângă protocolul acela trebuie să adaptăm anumite exerciții, să schimbăm, să adăugăm în funcție de fiecare. În funcție de fiecare, dar poți să ne spui așa în medie cam cât timp durează să corectăm o problemă? Programul în sine e creat pentru 10 ședințe. Fiecare ședință se desfășoară în parcursul unei ori jumătate. În cele mai multe cazuri, pachetul de 10 ședințe e suficient. Sunt cazuri mult mai grave, unde probleme mult mai accentuate, unde trebuie să lucrăm un pic mai mult. Bun. Observ o problemă la mine? Va trebui să facem un video. Ok, trecem peste video. Mi-arăți cam ce ar trebui să lucrez eu acasă? În prima fază cu tine, cele 10 ședințe, și da. Ce ar trebui să lucrez apoi acasă? Da, cei care intră în program au și temă pentru acasă, undeva la 10 minute pe zi, de făcut un stretching pe anumite părți ale corpului. Dar putem face, să-ți arăt un pic de detensionare, un pic de relaxare. Perfect, te rog. Hai să lăsăm microfonul și trecem jos. O să detensionăm gamba, piciorul stâng să-l ținem îndoit, piciorul drept îl ținem pe rolă și o să ne ajutăm cu mâinile și rulăm pe toată suprafața gambei, interior, exterior. Putem lăsa microfonul jos, exersăm un pic. Și interior și exterior. Fesierul. Ne lăsăm pe partea dreaptă. Și în piciorul stâng ne împingem, dar doar pe porțiunea fesierului. Bun. Fesierul este unul dintre cei mai puternici mușchi, care în momentul zilelor noastre e destul de inactiv la cât de puternic este el. Și asta e o cauza posturii greșite. Ok. Mai facem pe o zonă, quadriceps, o zonă care e destul de tensionată. Așa. O să te rog să stai pe antebraț. Coap sau să împărțim în trei zone. Sus, la mijloc și jos și o să facem pe prima zonă, da? Și insistăm pe prima parte. Ok. Cât este de important să lucrezi cu un antrenor?
Un program postural e destul de important pentru că ajută la conștientizarea lucrurilor care le facem în timpul antrenamentului, la conștientizarea posturii, ne ajută să nu ne ducem cu gândul în altă parte și să nu mai fim atenți la ce facem. E foarte important lucrul ăsta. Este o parte a programului pe care se bazează conștientizarea și implicarea omului în program. Fără el nu am putea să merg nimic. Programul acesta lucrează doar cu exerciții sau se merge și pe alimentație și pe stil de viață? Nu, se lucrează mai mult cu exerciții, parte de stretching, parte, cum am zis, de conștientizare, un pic de interiorizare, pentru că și problemele noastre de zi cu zi ne afectează postura. De aici o să vreau să băgăm pieptul în față, ridicăm ușor bazinul și încercăm să arcăm coloana și capul să-l ducem pe spate, dar bărbia rămâne în piept. Vrem să alungim. Un lucru destul de interesant că este și faptul că unele persoane o să crească un centimetru, doi, din cauza că stau cocoșoasă sau ceva, când se îndreaptă mai ușor. Adică putem câștiga un centimetru? Da, se poate. Ok, ne relaxăm. Partea mea preferată este lucrul cu cărămida la sfârșit, în care ne relaxăm. Vreau să te așez pe spate. Perfect. Brațele pe lângă corp. O să vreau să ridici bazinul. Bun. Să punem cărămida sub sacru. Bun. Palmele rămân spre tavan. Ok. Și de aici întindem ușor câte un picior pe sân și celălalt. Și vreau să-mi spui dacă te doare. Nu e relaxant la început. O să stăm așa un minut. Aici chiar stăm un minut. Și o să spui după. Asta e o parte de final. Unul din finalul antrenamentului pe care îl folosim. În momentul ăsta ar trebui să fie liniște, să fii tu cu tine, să conștientizezi tot ce ai făcut în timpul unei ședințe de postural. Ai făcut foarte multe corecții și sunt chestii de finețe, dar care se simt. Da, pentru că plank-ul propriu-zis e făcut peste tot în săli, peste tot acasă, nu contează, dar sunt anumite posturi în care dacă nu le ținem corect, nu lucrează musculatura care să ne ajute pe noi pentru postura. Ne întărește într-adevăr abdomenul sau brațele sau... De multe ori nu ținem fesierul încordat, nu avem spatele drept, e arcuit în zona lombară sau e foarte arcuit spre tavan, în partea toracală, capul băgat în piept. Ceea ce, dacă ținem capul băgat în piept, ne contractă mult mai tare scalenii și sternocleidul. Și atunci avem forehead. Și noi încercăm să evităm. Cât e mai aplicat capul în față, cu atât aplică o greutate mai mare pe cervical. Și asta... În timp o să ne dea dureri destul de mari. Cred că mi-e mai bine cu microfonul în mână. Da, afară. Ședințele nu sunt grele, dar sunt anumite lucruri care ne fac să consumăm multă energie, cum ar fi conștientizarea, cum ar fi să ținem o poziție corectă. Pare foarte ușor, dar este mult mai solicitant decât poate un antrenament. Un antrenament este solicitant din punct de vedere fizic, un antrenament de postural poate fi solicitant din punct de vedere și psihic și spiritual, poate fi din mai multe puncte. Dar totul e o experiență, cine vine și încearcă poate să spună exact ce se întâmplă. Poți să dispară durerile de spate? Da. În mare parte eu unul mă concentrez mai mult pe durerile oamenilor și plan secundar postura. Dacă rezolv cât de cât problemele, durerile pe care le au, sigur se îndreaptă și postura. Acum nu ține numai de mine, mai ține și de fiecare persoană cât de conștientă și cât de mult își dorește să schimbe postura. Dar sunt persoane care au scăpat de dureri de spate foarte mari, sunt persoane care au reușit să respire mult mai bine, care au reușit să-și controleze atacurile de panică după câteva ședințe. Sunt persoane care schimb, nu toate schimbă atitudinea. O postură corectă sau o postură
cât mai corectă, schimbă și atitudinea și starea de spirit. E total diferit față de un antrenament fizic. Perfect, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ai oferit astăzi. Mă bucur și te aștept la program. Iar noi să ne revedem sănătoși și cu spatele drept.